Deci, salutare toată lumea și bine v-am găsit! Astăzi o să vă învăț cum să faceți un scenariu cu AI-uri. Ce înseamnă AI-uri? Gen, să zicem că aici avem o șină de asta, da? Una așa. Și aici mai avem una așa, da? Și trenul vrea să treacă așa și nu are loc. Bam, bage așa. Gen, să zicem că vrea să o ia la direcția în care am făcut-o acum, da? Acum, facem așa, un fel de dreptunghi și tragem trasamentul liniei. Știi ce? Acuplăm linia, gen o unim, ca să înțelegeți, ca să nu știa să nu stea socolea, să nu știu ce am de sunt așa sfâit. Dar, da. Și, vedeți, bam, aici am făcut astea. Nu știu dacă o să se observe pe filmare foarte bine, pentru că n-am calitatea foarte mare pusă. Am uitat să fac setările, dar nu contează. Ia să facem astea așa puțin. Așa. Și bam. Aici, acum avem nevoie, pentru că orice, în orice trenz există, dăm aici unde avem șina și avem aici ăsta, porcăria asta, Attracts and Admark. Adăugăm un Admark, da? Și punem, nu știu, VE. Da? Dintr-un punct în altul. VE. Și aici e HE. HE. Da? Bam. Aici să zicem că-s vagoanele. Bam. UH, UJ, Ramar 10 și UE. Acum. Acum, dacă locomotiva vrea să se cupleze, o să vă arăt ce trebuie să faceți. Mai tragem încă o linie foarte lungă. Facem așa. Facem așa. Facem așa. Facem așa. Așa. Și bam. Tragem așa în colinie. Și am făcut asta la mișto, ca să înțelegeți. Acum, na. Mă criticați că... Na, bine. Bun. Și aici mai adăugăm un track mark. Da, unde locomotiva, da, și băgam loco, oco, acum mai voi să scrieți cu loco aici, da, și acum mergem și luăm, nu știu, locomotiva, luăm pe asta, 026, ED026, bam, mergem aici, o punem, am ce trebuie să facem, da, vedeți, o avem aici, amplasăm vagoanele, merg să iau niște, unde sunt, ia să vedem unde sunt, uite, alor, slat. Al Roslachia. Bam. Și am luat astea. Da? Aici e un track mark. Odată. Gen. Oriunde aveți track mark, trebuie să fie sub un vagon. Ca să știți. Acum. Ce facem? Dăm aici la main menu. Edit session. Driver setup. Edit. Bam. Și pe cum vedeți, avem aici CFR marfă. Și dăm aici pe săgeta asta mică verde. Și dăm aici Navigate. Și trebuie să ne uităm UIE, da? Și acum avem ăsta, da? Bun. Unul la mână. Trebuie să mai adăugăm un driver. Asta l-avem aici. Bun. Aici punem, nu știu, mai să punem un CFR călători. Să punem ECO. ECO. Băgăm un ECO ca să fie mai mic. Un pic mai greu cu track mark-urile în ziua, dar da. N-ai ce să faci. Fac. Șterg ăsta. Nu trebuie să fie aici. Gata. Bun. Iar am pus 0096. A, da. Și vreau să menționez. Aceste addon-uri cu care am făcut nu mi-aparțin. Doar câteva dintre ele sunt făcute de mine și cele care sunt făcute de mine am să le dau, ca să știți. Bun. Ce facem acum? Facem că aici sunt vagonele de călători, da? Băgăm un, băgăm un prototip, că na. Prototip. Bam. Iar acum tot așa. Main menu, edit session, driver setup, edit, battle, bam. Dăm aici vehicle și ECO 096.
și dăm couple, tu, couple, așa, bun, nu contează, stai, că trebuie să fac altceva, ter vagonul ăsta, că eu după iar mă încurci, ține file de raia, așa, edit session, driver setup, bun, asta o să-l scoatem acum. Vehicle 096 și faci mițo. Mulțumesc, așa scute ghearele, what the fuck. Dăm aici cuple pe asta, CFR 2190, da? Și o să dau iară cuplele astea. Ia să vedem. Alors Latina UCS 1 UCS 5, da? Iar acum o să vedeți că funcționează. O să dăm play și o să funcționeze fără probleme. Din ce am încercat eu, adică na, acum sper să meargă, că sper că mai trebuie au făcut niște configuri. Ia uitați. Și a pornit locomotiva. Cum vedeți, e foarte ușor această chestie. Nu e greu deloc. No. Vedeți cum face manevre? Foarte ușor. Adică na. Deci ținește. Să se punem un pic pauză, că vreau să dau o comandă. Command horns. Este horns. După cum vedeți, el merge încet, se cuplează, e de un meu, nu știu ce face. Dar văd că stă degeaba un meu, zic că n-am. Hai, îngătut-o azi. Ne cuplăm și noi sau... Ok. Cupletul, că se... cred că face el la manevră și din cauza asta. Da, cum vedeți că la... Bam, și dai și gornele automat, adică na. Iar acum să zicem că vreau să conduc către... Nu știu... Vedem, trec via Truck Market... Către UE. Nu. Către UE. Bam. Cum vedeți, chiar merge. Adică nu. Asta e ul ăsta, nu știu ce s-a blocat. Și da, bă! Cuple. Nu știi să dai cuple. Color slack, nouă cât să cinci. Hai, mă. După cum vedeți, totul funcționează ca la carte. Așa că, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Și ne auzim data viitoare. Ciao!